șansa ca resturile acelea să fie perfecte. Nu s-a întâmplat ca să mai facem noi împărțiri. Putem să mai facem încă o problemă? Da, că am învățat aici chestia asta. Foarte bine. Dar nu tot de asta. Tot de asta facem? Nu, atunci nu mai da. O să facem, pentru că prietenii noștri care vor urmări lecția vor trebui să înțeleagă foarte bine tehnica asta. Se cheamă metodă figurativă. 4 șesim nu egal cu 4 pe 4. Minus. Ea vrea să facă minus. Tu vrei să faci o scădere? Aici, dacă asta este 6 cu 6, asta trebuie să fie 6. Doar din asta. Dar dacă este asta și asta, și asta este diferit, adun asta la jos. Și cât este? 40. Hai să vedem. Dacă tu ai dreptate sau nu. Să nu cumva să fie un loc de confuzie. Hai să te gândim așa. Ce înseamnă 4 pe 6? O poți simplifica? Da. Prin cât poți să împarți? Cât? Prin? Deci face prin 2. Și prin 2 împărțim și pe ăla de sus și pe ăsta de jos. Da. Face ce 2 3. Da. Dar pe 4 pe 4? 2. Cât face? 1. 4 pe 4 înseamnă 1. Și acum tu aduni 2 3, scrie de desubt, 2 3, adunat cu 1, plus 1. Este 1, 2, 3. Deci, este egal cu un întreg, ăsta 1, nu? Da. Și 2 3. Da? 2 3. Dacă este un întreg, nu-i bine? Un întreg adunat. Eu am simțit dacă asta este la fel de... Asta este corect. Nu mai simți tehnica la asta. Deci eu nu mai țin nicio minte, dar singurul lucru care îl facem acum este să vedem dacă nu am greșit. Da. Și acum facem o verificare. Și să vedem dacă este corect sau nu. Figurează un întreg și două trei. Deci un întreg dacă este ăsta. Da, un întreg ăsta și încă un întreg, dar din care iei doar cât? 2, 3. Așa. Deci toată asta e porțiunea. Da? Practic tot ăsta. Da. Da? 40. 4 pe 6. Da? 4 pe 6. Ea vrea să ducă de la 4 pe 10 să vadă dacă sunt egale rezultatele. Da, să vezi rezultatele. Foarte tare. 4 pe 10 mai poate fi simplificat? Printr-un 2. Printr-un deci 2. Acolo spui prin ce simplifici, nu știi asta, și este egal cu, și după aceea spui. După ce nu este corect răspunsul. Nu e corect. Foarte tare. Am uitat. Ceva ai uitat. Și vreau să facem ce spune dacă este asta sau este altfel. Că asta este corectă, dar asta nu este corectă. Asta nu e corectă, deci este sesizat. Dar dacă era tehnic, dacă asta este 4 și asta este 4, așa. Și asta este diferit, să punem 4 și 2. Da. Da. Este ceva mai ușor. Asta o să fie 4 și asta... Cum faci jos? Cum le aduni mai mami? Că-s diferite totuși, da? Asta e problema. Deci, povestea este că sus nu se întâmplă ca jos. Sus nu se întâmplă ca jos, fetilor. Deci, numai jos când e la fel. Atunci... Nu, că este ceva, dar dacă este sus la fel, o să faci ceva, dar nu mai se minte. Nu, când sus este la fel, nu mă interesează. Eu tot timpul stau cu ochii pentru partea de jos. Dar da? Nu poți să faci dacă este sus la fel mai ușor. Dacă este... Nu mai se minte. Atenție! Dacă sus este la fel și jos este diferit, atunci nu mă interesează de sus. Invers, când jos este la fel, cum ai făcut aici, când jos este la fel și sus e diferit, atunci îl scrii pe cel de jos. Da. Și sus le adun. Sau le scazi, depinde de situație. Dar când se întâmplă invers, nu ai nicio șansă.
Nu reține deloc chestia aceea, că este o trăznare. Da. Când sus sunt la fel, nu mă frământă. Jos mă frământă. În numitorii sunt la fel. Acum, hai să facem așa. Fiindcă tu m-ai dus pe culoarul ăsta, vreau să continui cu tine. Nu, eu vreau să fac ceva. 3 pe 6 plus? 4. Așa. Acolo pe 2. Nu, era pe la... Lasă, și că ai scris. E bună, Ana, hai să încercăm mai aia. Nu trebuie să ne gândim. Orice ce scriem, trebuie să justificăm. 3 pe 6 ai zis, plus 2 pe 4, da? 3 pe 6 plus 2 pe 4. Și ai spus că face cât? 1 pe? Nu, asta este 1, 2 și asta este 2. Și este 0. Nu, o doime și cu o doime împreună, jumătate? Da, nu, plus. Oh, erați plus. Sigur? Nu. Nu. Este 1. 1. Foarte tare. Dacă primim, mă pui să fac asta. Vrei să fac și eu cum știu eu? Hai să înveți ceva, Ana. Trebuie să înveți ceva acum. Hai să te uiți la mine. Nu, cum? Așa. 4 pe 5. Minus, da. 3, 2, așa, 3 doimi, da. Așa, 4, 5, 3 doimi este 1, da, este 1 și o doimi. Așa. Și... Acum, scrierea așa asta trebuie, nu-i corectă matematică. Nu-i corectă, pentru că nu ți-l ești și unul pus aici și nu știu ce, nu știu cum. Deci nu-i corect să spui așa. Dacă vrei să iei pe fiecare în parte. Că tu când scrii acolo relație și comunici profesor sau învățător, trebuie să fie de la egal încolo, egal mai departe. Da? Da. De la egal și ce vrei să faci, scrii de dincolo de egal. Adică ce devine asta? A. 4 pe 5 și mai poți face ceva? Este nesimplificat. Da, 4 pe 5, 4 pe 5 și 4 cu 5 nu se leagă deloc. Nu. 8, 10. Ah, da. Asta, dar și acum poți să faci. Bun, am înțeles. Dar pentru asta, scrierea aici, imediată, iar e nejustă. De aceea, scrim egal de desubt. Și pe 4 pe 5, le-ai văzut un ca fiind egal cu cine? Egal cu 8 pe 10. Așa ai spus, da? 8 pe 10, am înțeles. Minus, iar 3 pe 3 pe 2, cum îl surprinzi? Ce bine ar fi să ajungi la 10. Nu, dar așa faci. Da. Da, e altă poveste, că mulțești și sus și jos. Iar acest lucru îl faci matematic. Ca să nu zici mulți și sus și jos, pui și simplu, pui el 5 și să subînțelege în partea asta ca amplifici. Adică mulțești și sus și jos, da? Da. Dar de ce te-ai gândit tu cu 5? De ce cu 4? Fiindcă ai vrut să ajungi la 10. Poți să fac. Da, poți să faci, dar nu te ajută. Că tu, obiectivul tău e să ajungi la 10. Da. Atunci ai mulțit cu 5 și ai zis 15, supra. Și acum... Acum vreau să mai spun ceva, tot așa. Întâi se pune linia de fracție. Și cum se scrie, ca să fie la aceeași nivel. Da? 15 pe 10. Acum ce fericită ești, că ai la fel la amândouă. Da, ce și este ușor. Așa e, acum este. Acum punem întâi linia de fracție. Punem pe 10 ăsta, care e comun. Și colo, și colo. Și pe mă scrie 8, scăzut 15. Ce fericită ești. 8. Deci, așa, 1 și... Dar de cum? Cum s-a făcut? Nu. 2 și... trei... Dar e scăzut. Adunat atunci. Pune adunat. Deci e scăzut. Aaa, nu este adunat?
Așa, așa. E plus. Nu, e la scădere. Păi dacă ai făcut scădere... Păi vrei scădere sau adunare? Hotărăște-te ce vrei să faci, că tu... Eu am făcut scădere. Bun, bun. Bun, dar dacă e scădere, trebuie 8 minus 15, nu 8 plus 15, că e scădere. 8 minus 15. După ce le-ai văzut că ești fericită că ai același lucru, l-ai pus. Și acum... Aaaa, 8 minus... Așa... Minus 15. A, nu e chiar așa. E 15 minus 8 sau 8 minus 15? Din 8 să scazi 15. Ai 8 mere și scazi 15? Nu, 15. Păi dar e scăzut aici 15. Din 8 scădem pe 15. Așa ai scris tu. Așa, ai văzut de ce am spus eu așa, da? Și acum face cât aici? 8 cu 15 fac 23. Da, da. Care înseamnă 2 întregi, cum ai spus tu. Da, am făcut asta. Și 30. 2 întregi și 30. Da. Ai înțeles, da? Bun. Hai să mai vedem încă o dată. Nu, eu vreau să fac. Ana, trebuie să-l lași și pe Bubu ca să vină cu el cu o problemă. Un pic lucrurile, Ana. Că dacă nu, prietenii noștri, nu înțeleg mare lucru. Deci trebuie să ordonăm și să spunem așa. Nu acum. A, ba, da, acum, Ana. Păi da, lasă-l pe Bubu să vină cu o problemă. Tu ai dat una, acum trebuie să dea Bubu. Marica, facem curândul. Ana, ce vreau de la tine este să vezi și să înlăturăm confuziile. Vrei? Ai 4 pe 6 minus 3 pe 5, da? Ia te merg așa. 4 pe 6 minus 3 pe 5. Eu iau problema ta. Egal. 4 pe 6 mie nu-mi place deloc. Că se mai poate simplifica. Totdeauna. Bine, așa. Prin cât? Prin cât s-a simplificat? 4 pe 6, 2... Așa, prin 2. Foarte bine. Deci, prin 2. Și cât face? Egal cu 2 pe 3. 2, sub, nu, linia de fracție în dreptul egală. Lasă să scrie așa. 2 și pe 3. Corect. Minus 3 pe 5. Ambele fracții sunt nesimplificabile. Da? Ambele sunt nesimplificabile. The simplest form, right? Ambele. Și una și alta nu se mai poate simplifica. Și acum tu te gândești cum să faci, să le aduci pe, să le faci fericite pe aceștia. Să fie același lucru jos. Totdeauna asta este. Cu 3 și acolo cu 5. Foarte tare. Dar să punem asta aici. Uite așa cum e. Cu, să înțelegi bine că eu ce spun este corect. 5 și sus cu 3. Da, 5. Și egal cu prima cât de tine? Prima te rog. 9. Nu? 5 ori 2. A, nu, asta eu facem. Asta este... 10 pe... Și jos. 15. Minus... Așa, 9 pe 15. Și acum, când ai ajuns de 15 amândouă, poți să spui o singură dată pe 15. Da. Și sus 10 minus 9. 10 de... Nu. Da. Dar cel mai des scriem și ce s-a întâmplat. 10, ca să vadă prietenii noștri. 10 minus 9. Cei care sunt în clase mai mari și nu știu. Și face, rezultatul va fi egal mai departe. 1 pe 15. Ce frumos este. Hai să spun un lucru. Mami, când era elevă, așa, au învățat foarte bine să redacteze, că este esențial să fie egal în dreptul lor și așa mai departe. Acum, mai pune tu o problemă. Vrei să mai pui tu o problemă? Maria, nu vrei să încerci o problemă? Pui tu o problemă acolo. A, tu ai deja acolo? Îți fac singur. Doi pe șase. Maria. 2 pe 6 minus... 3 pe 6. 3. Nu. Da, 3 pe 6. Minus 2, 4. 2. Eu o să fac. Dar trebuie să scrii cum zice Bubu. Dar faci tu? Multă grijă. Eu vreau așa. Exact ce ai spus tu. 2 pe 4. Bun. Nu, e egal un drept. Așa. Uite așa. Așa. Uite, sunt toți colegii tăi. Ia, spune prietenilor tăi. Ce important este asta? Da. Bun. O
să fac asta, poate să fie o, doi. Că ai simplificat-o prin doi. Nu prin doi, prin trei. Nu-mi place aici cum a fost scris, că rog să mă trez. Așa. Da. E egalul, egalul, te rog frumos, nu-mi place. Eu când copiii scriau așa la Iunea, eu mă supăram foarte tare. Și o doi mi-a scris tot doi, mi-a fac cu zero. Bun. Bun. Alta problemă. Să fac alta. De acord. Și da. Nu șase. Minus 3, 2. Ce se facă? Păi, Maria așteaptă, vezi? Bună, sunt Maria! Și avea o problemă, așa este? Uite, îți dau și ție o problemă aici. Tu cu fracții, ce să faci? 145 minus 79 plus 432 minus 440. E cam. Hai să văd. Gata. Nu pot să mai simplific? Nu mai pot simplifica. 15 pe 6, da? Așa îngheață. 3 pe 2? Nici nu mai poate să faci nimic. Acolo până, cât? Până? 2. Nu era. Cu cât trebuie să fac? Nu. O să fac așa. Cu 2 și 2? Nu, 6. Așa. Dar n-ar fi mult mai mic? Da.